Sebastian Papaiani s-a născut la 25 august 1936 la Pitești. Tatăl său, Alecu Papaiani, era grec de origine, Papaianis, fiind proprietarul unei curți undeva în mărginimea Piteștiului, în care erau apartamente de două cămăruțe închiriate de coșari, geambași, lustragii. La vârsta de 17 ani, se angajează contabil la un oficiu farmaceutic, joacă teatru de amatori, îndrumat de fosta Miss România 1936 Crina Cojocaru, care îl determină să treacă peste multe obstacole și să devină actor. În anul 1960 a absolvit Institutul de Teatru și Cinematografie din București. În primii ani după absolvire, joacă pe scena teatrului Radu Stanca din Sibiu. În 1961 și-a făcut debutul în producția cinematografică Purgatoriul numărul 5, însă calea spre marea carieră i-a fost deschisă de întâlnirea cu regizorul Geo Săizescu, care l-a distribuit în rolul lui Păcală în filmul cu același nume, 1974. S-a aflat, de asemenea, pe scenele Teatrului Național din București, Teatrului de Comedie, dar și pe scena Teatrului George Ciprian din Buzău. Din bogata filmografie a îndrăgitului actor menționăm Un surâs în plină vară, 1963, regia Geo Săizescu, premiat la Mamaia în 1964. BD intră în acțiune, regia Mircea Drăgan, 1970, Ciprian Porumbescu, 1972, Cu mâinile curate, 1972 și Ultimul cartuș, 1973, în regia lui Sergiu Nicolaescu. Sebastian Papaiani a colaborat și la realizarea unor spectacole ale Teatrului Național Radiofonic, printre acestea aflându-se Năzrăvăniile lui Păcală, de Traian Chelariu, adaptarea radiofonică și regia artistică Leonard Popovici. În seara zilei de 26 februarie 2010, pe scena Teatrului Notara din București, a avut premiera spectacolului Aniversar Secta Femeilor, regizat de Toma Enache, dedicat celor 50 de ani de carieră ai actorului Sebastian Papaiani și în care acesta îl interpretează pe Socrate. Aplauzele publicului au dovedit pe deplin aprecierea și dragostea de care s-a bucurat marele actor. În martie 2013, Cinematograful Modern din Pitești a primit numele actorului Sebastian Papaiani în cadrul unei ceremonii la care au participat câteva sute de persoane. Doctor, da? Am înghițit un cocoșel de aur. Da. Acum 10 ani. Acum 10 ani? Da. De ce n-ai venit, domnule, până acum? N-am avut nevoie de bani. De ce nu te-ai însurat tu până la vârsta asta? Eu caut o nevastă care să fie tânără, cultă și frumoasă. Am înțeles, tu vrei 3 neveste. Doctore, îmi doare capul de nu mai pot. Dragul meu, trebuie să-ți spun ceva. Boala întotdeauna atacă organul cel mai slab din corp.